Salutare și bine v-am găsit la un nou episod din vlog. În primul rând vreau să vă mulțumesc tare mult pentru susținerea la video trecut. Am văzut că v-a plăcut extrem de mult acel video. Așa că vreau să vă reamintesc celor care nu v-ați abonat, puteți să o faceți pentru a nu pierde următoarele videoclipuri. Apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați din dată când postez sau când fac câte un live stream. Veți fi notificați din dată. Să dați un share pe Facebook la prietenii voștri pentru că mă aștept extrem de mult. Să mă urmăriți pe Facebook Ian Gasca și Gasca nu pe Instagram pentru că acolo o să fac o serie de live-uri. Postez diferite poze, story și așa mai departe. Să apăsați butonul de like. Și astăzi, după cum v-am promis, o să reacționăm la autoexpert Andrei Tabuică. Așa că dacă vreți să mai continuăm, apăsați pe butonul de like și hai să începem. Cu Lada Vaz 21. Așa că dacă Hai să înceapă. Hai să începem. Am zis că fac video. Mamă, ce melodie de intro. Ați văzut? Și tare. Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii AutoExpert. De data aceasta cu Andrei am decis să mergem la piața auto pentru a alege o mașină sovietică. Va mai mult, vrem să cumpărăm legendara Lada 2107. Uitați-o cum arată. Ce mișto ai făcută, frate. Aolo, am vizualizat-o pe acolo, îmi place, e bune. Dacă n-am filmat nimic într-o azi, uitați. Deci fac video ăsta special. Ce are? Condiționer, MP3, CD player? Lena, tu prea mult te vrei de la o mașină sovietică. De fapt e o mașină sovietică. Cum cu ceea ce te-ai obișnuit tu să aibă. Hai să vedem motorul. Mai are și scaune bune. What the fuck? Stare! Stare, mă! Numai Dumnezeu știe. Elena, tu ce zici? Dar care-i prețul? Prețul, da. 2700. 2500 luam. 2600. Stare, bă. Hai să vedem. Stai că... Ce tare e asta. Ce chestii, bă. Aolo. Băi, frate, bă. Ce tare. Și ea deja s-a stricat și lumea le iubește? Tu nu știi cel mai mare avantaj al acestei mașini. Ea poate fi reparată oriunde, fără scurgere. What the fuck? What the fuck? Mamă! Uale! Mamă, cum s-a stricat! Ce e asta? Andrei, tu glumești? Și să vezi cât de repede am să o repar. Degeaba, această mașină a devenit o istorie, de fapt o legendă, pentru că de curând Autovaz a renunțat la producerea acestui automobil. Dar haideți să vedem cum a început totul la acest retrocar. Haida! Hai că ce căutam eu. Asta e. Legendara Autovaz 2106. Hai! Eroul nostru de astăzi este o adevărată legendă pe patru roți, o mașină cu care au crescut bunicii noștri, părinții noștri, noi și o parte din copiii noștri. Ba nu, chiar poate și o parte din nepoți. Dar iată că totul are sfârșit, iar producătorul rus de automobile Autovaz a declarat că nu va mai produce Lada 2107. Rușii renunță la celebra berlină din cauza cererii reduse pentru acest model. E firesc, mașina care a împlinit 30 de ani a rămas cu designul și platforma tehnică din anii 60. De altfel, este ultimul model de clasice, o mașină căreia nimeni nu-i prevedea un viitor. Însă a devenit extrem de populară din motive cunoscute, accesibilitate și simplitate, dar nu și fiabilitate. Mai mult, acest automobil legendă a reușit pe parcursul vieții sale să stabilească și câteva recorduri, dar să le luăm pe rând. Lada 2107 este o versiune îmbunătățită a modelului Lada 2105, care la rândul său este o versiune
versiune îmbunătățită a modelului Lada 2101. Acesta, de fapt, reprezintă renumitul Fiat 124, care era considerat sedanul sportiv al anilor 60. Mai mult ca atât, Fiat 124 a câștigat renumitul titlu Car of the Year în Europa, iar mașina rusească a fost considerată People's Car, la fel ca și Citroen 2CV sau Volkswagen Beetle. Fiat 124 a fost adaptat pentru condițiile dure din Rusia. Caroseria și suspensia au fost întărite. Sistemul de frânare cu dublu circuit cu discuri față și tamburi spate a fost simplificat. Mașina a primit un radiator mai mare pentru o răcire mai eficientă și respectiv pentru o încălzire mai bună iarna. Garda la sol a crescut cu 170 de mm de la 130, iar motorul original Fiat a fost înlocuit cu unul mai performant. Primele modele Lada erau echipate cu manivelă, asta în cazul în care mașina nu ar fi pornit din cauza gerurilor siberiene. Totuși, mai târziu, producătorul a renunțat la acest instrument. O altă echipare specifică era pompa manuală auxiliară pentru combustibil. În 1973, Vaz 2101 a mers în Marea Britanie la un motor show și a uimit Europa prin preț. Mașina a fost vândută în peste 13,5 milioane de unități. Totuși, constructorii ruși au vrut să dea dovadă de ingeniozitate și talent, oferind cetățenilor Uniunii Sovietice un model de lux bazat pe același Fiat 124 din anii 60. Astfel, pe 25 aprilie 1982, Autovaz pornește producția sedanului care a fost numit în glumă Mercedesul rusesc. Sau, cum îi spuneau, vreau să fiu Mercedes. Titlurile i-au fost conferite pentru grila radiatorului și gradul relativ de confort în comparație cu modelele anterioare Vaz. La exterior, mașina a primit noi faruri față-spate, oglinzi retrovizoare, pantere și mânere ale portierelor. Totuși, cele mai mari modificări au fost la interior, care, comparativ cu modelele clasice, arată pur și simplu revoluționar. Mașina a primit noi scaune anatomice cu tetiere incorporate, un nou torpedo cu turometru și economizor și chiar o nouă tapiserie a portierilor, dar asta nu e tot, bancheta din spate dispunea de cotier. Deși Vaz 2107 a fost îmbunătățit din punctul de vedere al siguranței pasive, mașina nu respecta nici măcar normele de siguranță din acele timpuri. Un crash test realizat în anii 90 de ruși a demonstrat că la un impact frontal cu o viteză de 60 de km pe oră, în Vaz 2107 nu supraviețuiește nimeni. What? Poc! Chiar și așa, Vaz 2107 era visul oricărui cetățean sovietic, iar pentru a-ți cumpăra o mașină nouă trebuia să aștepți mult timp. Chiar și după asta nu erai sigur că o să ți-o poți cumpăra. Tocmai de aceea prețul unui automobil la mână a doua era de două ori mai mare decât a unei mașini. Motorele instalate pe aceste modele erau cele mai prestigioase la acea perioadă. Primul avea 1500 de centimetri cub și livra o putere de 71 cai putere, iar vârful de gamă, unul de 1,6 litri orum de tocmai 74 de căluți. Cu ele, mașina putea atinge o viteză maximă de 150 de km pe oră, iar accelerația era de 17 și respectiv 16 secunde până la prima 100 de km pe oră. În anii 90, mașina a primit un motor cu injecție directă, puterea căruia era deja de 84 de cai putere, iar pentru serviciile speciale KGB existau mașini cu motor cu piston rotativ Wankel, care ofereau performanțe mult mai bune decât mașinile de serie. Autovaz a vândut Lada 2107 pe mai multe piețe, incluzând Europa, Canada, Noua Zeelandă, Mexic și Brazilia. În total au fost fabricate peste 17 milioane de autoturisme, astfel Lada 2107 a devenit al treilea cel mai bine vândut automobil din lume construit pe aceeași platformă tehnică, după renumitul Volkswagen Beetle și Ford T. Paradoxal, dar mașina sovietică chiar și astăzi rămâne a fi răvnită de mulți dintre noi și asta din cauza costurilor mici de întreținere, dar și a faptului că poate fi reparată și în câmp. Iauză! Ștare! Toată el! Da, ce tare a fost asta! Și, de data asta, ce mai faci? Ce fac? Dacă tot e o mașină care mi-aduce aminte de copilărie, eu propun să o facem să arate așa cum arăta ea când era în vogă. Ma! Ce tare a fost chestia asta! Mame, ce tare a fost asta, mă! Ce tare a fost! Frumos? 3 puncte? 3 puncte. Mișto!
afacerea dintr-o cadă și o Lada 2107? Nu. Din ambele ți-e rușine să ieși când se uită lumea la tine. Tot că te ții de glume. Mai bine mai dau o mână de ajutor. Mamă, ce mișto a fost asta, mă! Mamă, ce chestie a fost asta! Ce chestie mișto! Ți-a plăcut ce-am făcut? Frumoasă, a? Că da! Andrei, dar știi ce mă deranjează în ea? Mirosul foarte puternic de benzină. Și plus că e foarte incomod, iar uitându-mă la poziția ta la volan, nici nu-mi imaginez cum te simți. Tu ești o alintătură. Deci, ai ajuns să știi că această mașină era foarte populară la vremea ei, ba mai mult ca atât, putea să atingă prima sută de kilometri în 16 secunde, iar viteza maximă era de 150 de kilometri pe oră și chiar propun să testăm acest lucru. Nu, stop! Te cred pe cuvânt și, sincer, mi-e frică. Uitându-mă la această mașină, mi-aduc aminte de mașinile Skoda de prin anii 50 și cred că siguranța e la același nivel, așa că hai mai bine să nu încercăm. Mamă, ce tare a fost aia! Ce tare a fost aia, mă! Faza aia, tot o plin. Vreau să așa un pic. Mamă, ce chestie! Apropo, știi ce înseamnă o Ladă în vârful unei munte? Nu. O minune. O minune. Tocmai de aceea cred că a venit timpul să ne despărțim de această mașină și să o scoatem la vânzare. Eu sunt de acord cu ambele mâini. Mamă! De ce faci? Fac plinul ca să-i dublez prețul. Aha, gata, m-am prins. Iar acum noi vă zicem la revedere și ne vedem marța viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auto Expert. Nu plecăm la piață și vă zicem pa. Pa. Andrei? Hai, dragilor, vă las și ne vedem imediat pe live. Hai, v-am pupat. V-am pupat și ne vedem pe live stream. Hai, pa!